suntem fericiți, mulțumesc lui Dumnezeu că am câștigat și mergem la CFR să câștigăm. V-au dat aripi și cei de la Craiova după rezultatul pe care l-au obținut în fața celor de la CFR? Da, a fost un rezultat care ne-a avantajat pentru locul 1, dar care ne pune în pericol puțin locul 2. Și voi? În ce barcă vă situați acum? Încercăm să câștigăm totul până la final și să ridicăm trofeul la final. Crezi că mai este posibil să câștige FCSB-ul titlul? Adică se relansează lupta acum? Da, de ce nu? Până la urmă suntem la mâna noastră, nu suntem la mâna lor și vom da totul la fiecare meci pentru a ridica trofeul la final. Pentru că în ultimii ani FCSB-ul a dezvoltat un complex în fața celor de la CFR. Au fost puține meciurile în care ați reușit să-i învingeți sau să obțineți un egal. Da, dar fotbal este posibil orice și dacă mergem la CFR să pierdem, mai bine nu mai mergem. Mergem să câștigăm, să luăm toate cele 3 puncte. Cât de bine ți-a prins golul pe care l-ai marcat astăzi? Da, am avut o mică secetă, mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și sper să o țin tot așa. A fost o perioadă mai grea, mai dificilă, nu da, ai jucat titular, meci de meci? Și asta a decis, fac treaba cât mai bine la antrenament și oriunde mă bag antrenorul, sper să dau randament. Pentru tine e mai bine să joci o repriză și să dai gol decât să joci un meci întreg? Cum se decide, așa joc, nu depinde de mine. Te-au ambiționat și criticile patronului? Contribuie oarecum când îl auzi ce zice la televizor? Că stai mai mult pe bancă dacă nu joci mai bine? A fost o știre falsă. Păi a zis în direct la televizor. Eu nu am văzut nimic, dar dacă așa s-a zis, poate așa a fost. Și te ambiționează când vezi că... Da, nu citesc, cum fac treaba când mai bine pe teren și răspund acolo. Mulțumesc!